Atacul rachete de croazieră asupra orașului Odessa. Cel puțin 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți. Au fost vizate mai multe clădiri civile, inclusiv magazine, un centru comercial și un depozit. Între timp, contraofensiva Ucrainei este în plină desfășurare, iar Kievul vorbește despre progrese pe frontul din estul țării. Sunt consecințele atacului cu rachete de croazieră lansate din Marea Neagră asupra orașului Port Odessa. În total, 4 rachete au lovit un cartier rezidențial, iar mai multe clădiri au fost distruse. Este vorba despre restaurante, magazine, o biserică, o școală și un bloc de locuințe. Din informațiile preliminare, se știe că cel puțin 6 oameni au fost răniți, iar alții ar putea fi prinși sub dărâmături. Așa că operațiunea de căutare este în plină desfășurare. De asemenea, pompierii au intervenit și la stingerea incendiului produs la un depozit, acolo unde 3 angajați au fost uciși. Între timp, contraofensiva lansată de forțele ucrainene este în deplină desfășurare. Armata Kievului anunță că a înregistrat succese în estul țării. Timp de mai bine de o săptămână, în jur de 100 de kilometri pătrați au trecut sub controlul forțelor ucrainene, care desfășoară atacuri în 4 zone ale frontului. Este vorba despre direcția Bahmut, dar și regiunea Zaporojie. În adresarea sa de noaptea trecută, președintele Volodymyr Zelensky le-a mulțumit militarilor ucraineni din prima linie și a declarat că, în ciuda condițiilor dificile, aceștia avansează. Я дякую вам. Дякую за надзвичайну хоробрість. Підрозділи ОСУ в Таврі в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух вперед. Și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a informat pe președintele Joe Biden în cadrul unei întâlniri la Casa Albă că ucrainenii fac progrese de la lansarea contraofensivei, ceea ce îi permite într-o postură favorabilă pentru eventuale negocieri de pace. The support NATO allies and partners are delivering to Ukraine is making difference on the battlefield as we speak, because the Ukrainians have launched the offensive, they are making advances, they are gaining ground. This is still early days, but what we all know is that the more land the Ukrainians are able to liberate, the stronger their hand will be at the negotiating table, and the more likely it is that President Putin will understand that he will never win this battle, he will never win the war aggression. De cealaltă parte, președintele rus Vladimir Putin susține că armata ucraineană a suferit pierderi umane de 10 ori mai mari decât armata rusă de la începutul contraofensivei și a rămas și fără 25-30% din vehiculele blindate primite din alte țări. El a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri cu blogerii militari ruși. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. И вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Și presa internațională scrie că Ucraina a înregistrat pierderi de echipamente, însă cifra ar fi cu mult mai mică decât cea anunțată de Putin.